România va avea un centru special pentru persoanele cu autism, cu asistență inclusiv pe timpul nopții. Medici, psihologi, logopezi și asistente medicale le vor oferi îngrijire nu doar copiilor, ci și adulților. Un rol important îl va avea consilierea părinților. Este inițiativa unui tată al cărui fiu se luptă cu o formă severă de autism. Modelul este importat din Marea Britanie, unde se află centre performante de îngrijire a persoanelor cu această afecțiune. Centrul din Videle, județul Telorman, va primi copii cu forme severe de autism, dar și tineri până în 30 de ani. Sunt 50 de locuri disponibile, iar pacienții pot sta aici și pe timpul nopții. A fost ideea unui tată care de 20 de ani își îngrijește fiul, iar modelul vine din Scoția, unde după ani de terapie, Cornel Gogan a învățat inclusiv cum să accepte afecțiunea propriului copil. Vrem să lucrăm foarte mult și cu părinții. Au nevoie de o pauză, iar astăzi în România nu cred că există locuri care să ofere acea pauză de care părinții au nevoie. Abordarea este total diferită, se pune accent pe fericirea copilului și siguranța copilului. Modelul scoțian de îngrijire a persoanelor cu autism este unul dintre cele mai bune din lume. Jim Taylor, inițiatorul școlii, a venit să pună piatra de temelie a centrului din România. What's important is what happens inside the building. But when we designed a building in Scotland, we designed it with the learning style of autistic children in mind. So the environment gives the children a start, a good start. Each area will be really clear so that the child doesn't have to spend a lot of time and energy processing that. În România sunt peste 30.000 de persoane cu autism. Jumătate dintre ele nu beneficiază de terapie, conform unui studiu realizat de Asociația Help Autism. Iar unul din patru copii cu această afecțiune nu merge la grădiniță și nici la școală. Doar anul trecut, 3.000 de elevi cu cerințe educaționale speciale au ieșit din învățământ. Statul decontează o singură ședință de terapie, dar este mult prea puțin. În plus, foarte greu de accesat, spun specialiștii. Au fost părinți care au încercat să obțină aceste decontări, însă tocmai pentru că v-am spus că durează foarte mult, au decis să-și asume în totalitate costurile necesare. Scopul nostru final este de a reuși să formăm un adult capabil să se descurce singur în societate. Desfășurăm zilnic activități de formare a autonomiei personale, gătim, facem curățenie, mergem cu tramvaiul, învață să-și gestioneze emoțiile, se relaxează. Încercăm zilnic noi să-i ajutăm să ducă o viață cât mai independentă. Pentru a atrage atenția asupra acestei afecțiuni pe mai multe clădiri importante din marile orașe ale țării, a fost proiectată aseară simbolic lumina albastră.